salutare. Așteptat mai ceva decât retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, iată că Deadpool and Wolverine ne-a fericit cu prezența pe marele ecran. Au trecut ceva ani de la aventurile lui Deadpool și viața lui pare că a intrat pe un făgaș normal, dar deloc pe gustul acestuia. O încercare nereușită de a intra în echipa Avengers îl aruncă într-o depresie soră cu moartea, doar că Ghinion el nu poate muri. Însă se produce un eveniment apocaliptic pentru universul său și cineva acolo sus îi recunoaște meritele și vrea să-l salveze înainte de a fi prea târziu. Doar că Deadpool nu se dă bătut atât de ușor și renunță la privilegiul său divin și pornește într-o aventură prin mai multe universuri pentru a găsi un Wolverine disponibil să-l ajute și îl găsește pe cel mai rău dintre toți. Filmul de față este în așa fel conceput încât orice a spune de el, dincolo de ce se vede în trailere, poate fi considerat spoiler. Se simte că Disney i-a dat mână liberă lui Ryan Reynolds să facă orice vrea cu acest al treilea film al francizei, iar Ryan nu doar că le-a luat mâna, ci le-a acaparat toate extremitățile. Scenariul își bate joc de MCU așa cum nu mă închipuiam că ar putea să o facă. Nimic nu este sfânt, nimic nu este tabu, nimic nu este intangibil și nu doar Disney este luat în bășcălie. Deadpool este conștient de existența altor giganți în industria cinematografică și a zvârle destule dume și în direcția lor. Unele dintre dume sunt atât de proaspete încât iau un colimator și un film care a ieșit recent pe marile ecrane. Și nu știu dacă respectivul creator a fost atât de furios încât a nebunit la maximum. Cert este că am râs pe săturate. Știu că unul dintre cele mai importante aspecte la un asemenea film este reprezentat de celebrele cameouri. Așa zisele apariții surprinzătoare ale unor personaje îndrăgite din alte producții. Hai să dau cărțile pe față și să nu mai amân lucrurile. Aici nu avem o orgie extaziantă de asemenea apariții scurte, să nu vă așteptați la o îngrămădeală pe ecran. Cel puțin nu din acest punct de vedere. Însă cele prezente sunt electrizante ca intensitate și adânc tăietoare în untul nostalgiei, ca o lamă cu tăiș triplu. Niciuna nu este de pomană sau gratuită, toate își au rostul lor în desfășurarea poveștii, și trebuie să recunosc că am chiuit și aplaudat la apariția unora dintre ele, mai ales că nu le anticipam. Și chiar una este. Total diferită față de ceea ce ne-a făcut să credem inițial. Dacă zic că e fabulos de genială, pot fi acuzat că m-am înflăcărat prea furtunos și ridic o sanale exagerate, însă am curajul să spun că rivalizează cu momentul din Endgame când Captain America a luat ciocanul în mână. Nu mai rezist și trebuie să vă dau un mic spoiler. Deși cei care au urmărit filmele Marvel n-au cum să fie surprinși, există un omagiu dedicat marelui Stan Lee. Și în încheierea acestui segment mai pomenesc că există două mici momente care au făcut ca vilozitatea tegumentară să ia instantaneu poziția de drepți. Și în caz că vă întrebați, da, la final există două momente în mijlocul și la finalul genericului și vă recomand să stați să le urmăriți. Una este pentru amuzament, cealaltă pentru aducere aminte. Acțiunea este ceea ce trebuie. Violentă, dar fără să o dea exagerări scârboase. Avem multe decapitări, dezmembrări, eviscerări și alte asemenea acțiuni care au drept finalitate decuparea trupului uman. Cele mai interesante momente au fost cele în care Deadpool și Wolverine o dădeau parte în parte, deoarece am putut să-mi concentrez atenția doar pe ei doi și pe coregrafia expert meșteșugită a caftelilor dintre două personaje care nu puteau muri. Introducerea este suficientă pentru a vă da seama ce urmează să vizionați, deoarece tonul acțiunii rămâne același, și va urma o ploaie torențială de membre rătezate. În schimb, când numărul celor implicați în scandal crește exponențial, Haosul devine prea mare. Nu zic unde apar sau în ce constau scenele respective, însă dacă veți avea curiozitatea să numarați exemplarele din ceva anume, ca pe oi să vă ia somnul vă garantez că nu veți termina prea curând numărătoarea. Dar este doar o mică și nesemnificativă cricoteală. Să zic și ceva de rău, nu doar laude peste laude, să aveți impresia că filmul este perfect. Arată bine la nivel vizual, chiar neașteptat de bine, semn că banii au fost cheltuiți cu cap și nu spălați ca niște producții recente MCU care arată vai morții lor ca niște nădragi neschimbați după o lună de cură cu ciorbă de fasole. Observați că n-am pomenit nimic de povestea care nu-i neapărat extraordinară să rămân crucit că n-am mai văzut așa ceva. Are două fațete opuse. Pe de o parte, face caterincă de multiversul în care s-a încurcat MCU după magnum opusul acestei saga, însă, pe de altă parte, se și folosește de acest tertip narrativ pentru a împinge desfășurarea acțiunii către un deznodământ dorit, devenind astfel ceea ce hulește. Iar concluzia a fost surprinzătoare prin previzibilitatea ei. Mă așteptam să se termine altfel, cumva atipic și devastator. Aici am simțit un pic de dezamăgire pentru că n-a avut impactul teribil dorit, care să-mi facă glandele lacrimale să sece ca Dunărea pe timp de caniculă. Are și scene emoționante, nimic de comentat, că este și foarte serios pe alocuri, dar nu sunt atât de potente încât să mă determine să jelesc măcar o picătură de apă corporală. În ceea ce privește consecințele filmului la scară globală, Cred că vom simți niște reverberații în MCU care vor zgudui din temelii universul. În ceea ce privește actoria, numai de bine. Chimia dintre cei doi protagoniști este una senzațională și aș putea să mă uit o zi întreagă la ei fără să mă satur cum doar stau față în față la o masă și se bălăcăresc unul pe altul. Fără scandal, fără bătăi, fără acțiune, fără evenimente distrugătoare de lumi, doar ei făcând schimb de replici acide și jigniri inteligente. De asemenea, am evitat să comentez ceva despre personajul sau personajele negative, pentru că nu are rost să mă joc cu mintea voastră și să vă distorsionez așteptările, așa că finalizez fericit și trec la capitolul următor. Probabil a fost cel mai anticipat film al anilor recenți, cel puțin pentru mine. Așa că ștacheta era ridicată undeva foarte sus. Pot spune cu mâna pe inimă că s-a achitat cu brio de treabă. Deoarece elementele componente ale unei povești nu prea originale s-au îmbinat exact așa cum trebuie și au generat un produs final de excepție. Am râs cum nu am mai râs de mult deoarece glumele sunt extrem de reușite, unele chiar monumentale, iar al patrulea perete este spart în permanență de către Deadpool, care nu dezamăgește. Este incredibil cum, după trei filme asemănătoare, umorul continuă să fie proaspăt și nerepetitiv, în ciuda faptului că aici au existat două glume pe care s-a insistat un pic prea mult, dar fără să mă deranjeze cu adevărat. Hai că m-am ramolit și era să trec peste coloana sonoră formată din niște piese de senzație care se potrivesc la perfecție cu scenele în care sunt folosite. Inițial, când am ieșit din sala de cinema, la cald, eram decis să arunc un film cu nota maximă, dar acum, la rece, dacă se poate vorbi de rece într-un iulie atât de torid, m mai temperat. Gata și cu trâncăneala pe seama acestui film. Având în vedere experiența colosală pe care mi-a oferit-o, cred că merită cu vârf și îndesat să-i scot la plimbare nouă câini drăgălași. Până data viitoare, spălați-vă temeinic pe degete înainte și după ce le-ați băgat pe unde le-ați băgat, să aveți parte de nipemi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa. Pa! pa!